greșise judecând-o astfel de Anastasia Filipovna. În tot cazul, încă din primăvara dinainte, hotărâse în sine de cunoscuți. Trecusele 5 ani de viață în Petersburg și cum era și firesc, în acest timp multe lucruri se limpeziră de la sine. Situația lui Afanasie Ivanovna... Hello, hello! Ce faceți, dragilor? Cum sunteți? Astăzi m-am gândit să... Începem un nou reading vlog și este unul altfel decât cele clasice cu care v-am obișnuit. Pentru că m-am gândit că trebuie să fac ceva, trebuie să iau măsuri și nu mai pot să stau așa și nu mai pot să tot încep cărți și să nu le termin. Pentru că, așa cum vă ziceam și în reading vlogul trecut, am decât 20 de cărți la Currently Reading în Goodreads. Și pentru că vreau să remediem cumva situația, m-am gândit, fiind... Începem a doua săptămână din august, ca să știți, ca timp unde ne aflăm. Și m-am gândit ca până la final de august să încerc să dau gata cât de multe cărți se poate din cele pe care le am aici. Sunt 20. Sunt câteva pe care nu le voi putea termina din motive tehnice, să spunem așa. Dar dacă ne uităm pe Goodreads la Currently Reading, n-am decât 20 de cărți. Bun. Și am așa, hai să o luăm. Am Idiotul, pe care am început-o, cred că în iarnă, și am aruncat cu ea de zvârlita. Și o să vă zic imediat despre ea. După aceea am Unbroken, este o carte de care nici nu v-am zis, dar m-am apucat de ea în timpul reading vlogului trecut ăla cu menajera. Na, că de data asta nu i-am mai zis că merista. Așa. În timpul reading vlogului cu menajera m-am apucat de Unbroken. Este o carte despre un tip care era o lichea ordinară de altfel. Mă rog, omul și din cauza contextului în care a crescut, asta nu, mă rog, e discutabil, dar era o lichea ordinară și practic prin prisma conjuncturii și a faptului că societatea americană e cum e, i-a permis să devină erou național. O să vă povestesc la final de vlog, cred că vă povestesc despre cartea asta, pentru că mă gândesc să o renunț la ea, fiindcă am început să o ascult pe Voxa, cred, da, pe Voxa. Știam de, auzisem într-un clip de cartea asta și mi-am trecut-o la cărți pe care aș vrea să le citesc. Dar în momentul în care m-am oprit din a o asculta, nu mi-a mai venit dorința să mă întorc la ea. Și de atunci nici n-am mai intrat pe Voxa și cred că iar detectez un obicei care mi se întâmplă în momentul în care nu-mi place o carte pe care o ascult, nu mai intru în aplicație și cred că o să renunț la ea pentru că n-are sens. Bun, apoi am Balada unui final nefericit, este cartea a doua din A fost odată o inimă frântă, dar asta nu este începută și neterminată, ci doar am pus-o la Currently Reading pentru că chiar vreau să mă apuc de ea. După care au venit alte cărți, după care a venit luna iulie, care a fost luna iulie, cea mai iulie dintre lunile iulie, așa. Deci pe asta nici n-am început-o, dar am trecut-o la Currently Reading. Mai am și obiceiul ăsta prost, da, așa. După aceea avem Gândul către sine însuși de Marcus Aurelius, asta vreau să o termin. După aceea Nietzsche, Nașterea tragediei, Doamne ajută să trecem de ea. După aceea Viața care i s-a dat, o carte care mi-a plăcut la nebunie și m-am oprit din a o citi și o să vă zic de ce. Apoi, The 48 Laws of Power, asta este o carte pe care nu o vom termina luna asta decât dacă găsesc să mi-o cumpăr fizic. Pentru că m-am oprit din a o citi de aia, pentru că o vreau fizic, am nevoie de ea fizic, fiindcă trebuie să fac notițe pe ea și așa, deci nu. Apoi, Casa din Marea Azurie are aceeași poveste ca Viața care i s-a dat. Când o să ajungem la ele, o să vă povestesc pentru că este important. Așa, Glass Sword, care este volumul 2 din Regina Roșie de Victoria Aveyard. Și pe asta am început-o să o ascult în variantă audio și am abandonat-o că tot așa parcă nu mă atrăgea. Dar o să-i mai dau o șansă. După aceea avem Omul care își confundă soția cu o pălărie.
asta este o carte foarte frumoasă pe care am început-o și n-am terminat-o pentru că efectiv m-am apucat de altele, dar e o carte frumoasă pentru ceea ce mă pasionează pe mine. O să încerc să o termin și pe ea. După aia avem Regina Albă, dar nu e vorba numai de Regina Albă aici, sunt vreo 3 cărți din seria asta, nu știu, vom vedea ce se întâmplă la Regina Albă. După aia la Atomic Habits, aceeași discuție ca la aia cu 48 de lege, de legi ale puterii, aceeași discuție, o vreau în variantă fizică să fac notițe pe ea, că și face trimitere la niște figuri și la niște de-alea. O am în variantă electronică, dar parcă aș vrea să o am în variantă fizică. Nu știu dacă o să apuc să-mi o cumpăr acum, până la final de lună, dar da. Apoi avem Clubul Crimelor de Joi. Este cartea care a generat toată nenorocirea asta. Am început-o în ianuarie și stă neterminată din ianuarie. O să-i mai dau o șansă, 2 zile îi acord, să mai citesc din ea și să trec cumva de partea plictisitoare și dacă în alea 2 zile nu mă ajută să trec peste, o să o abandonez și pe asta. Asta ca să știți. Vă zic doar ca să știți la ce să vă așteptați. După aceea avem Cultura Generală în 365 de zile. Asta v-am zis eu că era o carte pe care vreau să o citesc în timpul anului, pe parcursul anului, așa câte o pagină, câte o pagină, pentru că sunt niște pastile din asta de cultură generală. Am început-o și nu m-am mai ținut de ea, că am avut atâtea pe cap că nu mi-a... Așa, după aia, aici mai am Viața pe un peron. Hai să mă apuc și de asta. Asta este o carte de care m-am apucat anul trecut, chiar când făcusem COVID. Și mi-era rău și nu m-am simțit bine și zic o las pentru altă dată, pentru că e o carte care are un substrat profund filozofic și necesită puțin mai multă atenție și puțin mai multă dedicare ca să o citesc. Și de aia știam că atunci n-am capacitatea mentală de a o citi, așa că să sperăm că acum o să reușesc. După aia avem Sfârșitul Șoaptelor, decembrie 1989, de Filipa Gregori, auzi, de Ruta Sepeti, pe care voiam să o termin anul trecut, chiar în decembrie, și n-am apucat-o pentru că, efectiv, nu știu, trezește niște sentimente, cartea e ceva de așa. După aia e Dune, pe care nu o să o terminăm, nu o să mă ating de Dune, pentru că eu o am în varianta aia de la Adevărul, varianta asta, și scrisul este infim, este mic și mă enervează și da, nu mă ocup de Dune. După aia avem The Guest List, o carte tot așa, un audiobook pe care l-am început de nu știu câte ori. Și nu l-am terminat niciodată, dar cred că o să o termin, că o am în varianta audiobook în telefon, descărcată de când lumea, și poate o termin, acum mă țin de ea. Și după aia încă 2 cărți pe care nu am să le termin, deci ia, avem așa. Ar fi odată Hagakure, cred că se citește, Hagakure, nu știu, așa se scrie, așa zic să-l citesc și eu, The Book of the Samurai. Este o carte foarte interesantă, am dat întâmplător de ea pe YouTube și este o carte foarte interesantă cu niște reguli de conduită și de viață pentru samurai, ceva fabulos. Este o carte care ulterior a fost folosită și de oameni în business, pentru că sunt acolo niște chestii de conduită, cum să te comporți și așa mai departe, și vreau să văd dacă o găsesc în variantă fizică chiar și în engleză, pentru că mi s-a părut fabuloasă, am ascultat o treime din ea la momentul ăla și zic, băi, nu se poate, asta e o carte tot așa de pe care trebuie să-ți iei notițe, nu știu, mi s-a părut foarte interesantă și de-aia m-am oprit din ea și după aia acolo a rămas, pentru că, după cum vedeți, există un tipar. Și mai avem Psihologia Vieții Cotidiene de Freud, o carte de care m-am apucat acum 2 ani și acolo am înțepenit, pentru că la momentul la care m-am apucat de ea, efectiv, am avut impresia că e chineză, deci nu înțelegeam nimic. Nu cred că în reading logul ăsta o să apuc să ajung la ea și nici nu-mi doresc în mod special, fiindcă mai am de acumulat niște cunoștințe și niște noțiuni legate de psihologie ca să pot să intru în carte. E fix în spatele meu, o simt așa că îmi suflă în ceafă. Și de-aia zic că nu cred că o să... Deci așa, avem așa. Teoretic, una... 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cărți pe care dacă reușesc să le termin, sunt Dumnezeu pe pământ. Deci dacă reușesc să... Și am să încerc prin toate metodele posibile și imposibile să fac... Adică, cu toate metodele posibile însemnând audiobook-uri, pentru că atunci când pentru mine nu merge o carte, văd că cea mai bună soluție este audiobook-ul și revenind acum și la nenorocirea momentului. Ce? Dumnezeu e pe coperta asta. Trebuie să o curăț. Așa, Idiotul. M-am apucat de ea, zic, hai mă să citesc și eu Idiotul de Dostoievski, că tot mă urlă toată lumea cu ea așa. Și am aruncat-o după, cred că, primele 10-15 pagini. Și aseară, știind că am în plan să fac treaba asta, zic, hai să încep. Și mă uitam pe lista aia și nu știam cu care să încep. Inițial voiam să încep cu Clubul Crimelor de Joi, dar iarăși mi-a fost silă. Așa că am luat Idiotul. Dintre două orele, am ales o cea mai rea. Și am ales Idiotul și am căutat un audiobook. Și am găsit un audiobook de data asta pe YouTube. Și am ascultat aseară 20 de pagini și am mai ascultat echivalentul a 20 de pagini astăzi și mi se pare înfiorător de plictisitoare și în varianta audio, deci mi se pare îngrozitoare. Deja au apărut, cred că, 18-20 de personaje sau se vorbește în total de 18-20 de personaje în paginile astea. Nu s-a întâmplat nimic decât că prințul ăla a existat în tren și din tren s-a dus la general. Atât. Astea au fost în 40 de pagini, astea au fost cele trei mari scene. Au fost trei mari scene care s-au întâmplat în 40 de pagini și în rest numai ne povestește despre oameni, despre ăia, înțeleg că vrea să ne explice contextul. Dacă voi reuși să termin cartea asta și nu arunc cum am aruncat cu Ana Karenina de a zvârlita, e mare lucru. Deci o să vă rog să-mi ridicați statuie, pentru că nu. Este și da, nu, cum am zis, scrisul ăsta pentru mine, nu știu cum se vede la voi, dar scrisul ăsta pentru mine este de-aia, într-un timp, pe lângă faptul că sunt foarte urâte cărțile astea, în culoarea asta, de când a apărut seria asta, mama a insistat să o ia și da, mi s-au părut și mie titlurile interesante, cele mai multe dintre ele, și de-aia am fost de acord să o ia, dar mi s-a părut foarte urâtă tot timpul cartea asta. Da, înțeleg că vreau să aibă un aspect clasic, dar se vede totul pe ea și e... Da, și arată destul de rău acolo, adică cam tristuț așa sus acolo, că de-aia am pus sus pentru că ochii mei nu se ajung până la raftul de sus, adică vede de la al doilea raft în jos. Ochii mei văd, nu vede. Ochii mei văd de la al doilea raft în jos și atunci nu mă uit la ele tot timpul constant, dar sunt cam urâțele cărțile astea, pe lângă faptul că au cărți scrisul, cum ziceam, mic și s-au și îngălbenit paginile de când le am. Le am de mai bine de 15 ani sau de când, când nici nu știu de când e apărută seria asta, că e ceva de când a apărut. Mai bine de 10 ani. Oh, mult, mult, mult. Să fie 15 lejer. 2012, când 2000, 2000, de fapt nu, în 2009 m-am înscris eu la facultate și ele deja erau apărute în 2009, ca să înțelegeți. Da. Deci, încercăm prima dată cu Idiotul. Repet, mare minune, dacă audiobook-ul, ca să știți, are în total 24 de ore. Numai atât. Numai 24 de ore. Evident că eu îl ascult pe repede înainte pentru că, unu, așa gândesc, așa merge mintea mea, deci exact cum se aude vocea aia pe repede înainte, așa se aud gândurile mele în capul meu. Și în al doilea rând, mi-e ușor să urmăresc și dacă aș sta 24 de ore, păi nu, ferească Dumnezeu, murim. Nu. Și în rest o să vă țin la curent cu acest proiect pe care vreau să-l derulez până la final de lună. Nu știu cât o să fie clipul ăsta, nu știu cum o să fie clipul ăsta, dar chiar îmi doresc să mai eliberez din numărul ăla de cărți de acolo, din
Goodreads, pentru că mă stresează cumplit. Stă așa în ceafă. Și bineînțeles că prostia e a mea, că eu mă apuc de cărți și nu le termin și mă încântă alte cărți și eu sunt aia care face prostii din astea. Da. Ok. Hai să mai citim, să mai facem și altceva. E de necrezut, poate, dar mărșăvia asta le-a plăcut aproape tuturor. Aici însă, lucrurile luau o întorsătură cu totul neașteptată. Interveniră copiii, luând apărarea nenorocitei, căci în timpul acela, copiii erau de acum de partea mea și începuseră să o iubească pe Marie. Iată cum s-a întâmplat. Doream să o ajut cu ceva pe viața nenorocită. I-ar fi prins bine niște bani, dar acolo, în Elveția, n-am avut niciodată o para. În schimb, aveam la mine un ac de cravată cu diamant și l-am vândut unui telal ambulant ca un gând rău, și că o sărut nu pentru că aș fi îndrăgostit de dânsa, ci pentru că mi-e milă și că n-am socotit-o vinovată chiar de la început, ci numai o ființă nefericită. Aș fi vrut tare mult să-i spun cuvinte de mângâiere pornite din inimă, să o conving că nu... Schimb de scenariu. Apropo, sunt câteva ore mai târziu. Știu că mă vedeți tot aici, dar au trecut câteva ore de când am vorbit prima dată cu voi. Mai ascultam așa cât un fragment aici din carte, tot de la începutul cărții, dar am dat de un personaj care a apărut răzleț în poveste și povestea acelui personaj efectiv m-a făcut să-mi dă, m-a făcut să-mi dea lacrimile. Că mă identific cu personajul respectiv. Ok, la asta nu mă așteptam. Nu vă zic care e, pentru că după aia vă dați seama și începeți să speculați. Zic eu, cred, nu știu, habar n-am, probabil nu. Nu vă zic care, dar oricum. Wow. Nu mă așteptam la chestia. Hai că nu-i rău, hai că nu-i rău. Oricum, este obositor și agasant ideea cu atât de multe personaje și atât de multe povești în secvențe foarte puține. Și eu am mai auzit teoria asta despre cartea asta, dar s-ar putea să bat câmpii. Acum, cel puțin din cât am auzit din carte, mi se pare că este vorba despre un om care e diferit în societate, adică prințul ăsta, care de fapt ar fi idiotul și s-a auto-intitulat chiar și el idiotul. De fapt, ar fi un om care gândește altfel și e diferit de, nu știu, cel puțin până acum așa pare, din felul în care vorbește și din poveștile pe care le are și din experiențele lui. Adică un neadaptat social sau un om care nu a urmat regulile societății. Hints, neadaptat social. Da. Deci dacă ajunge să-mi placă cartea asta, o mănânc. Eu care o uram până acum. Ca să vedeți că, de ce nu trebuie să trageți concluzii pripite și de ce nu trebuie să emiteți judecăți înainte de a ști despre ce este vorba într-un lucru. Da, uite așa, ca să nu pățiți ca mine. Just a moment. Așa, eram foarte sigură că o să se vadă ceva. Nu știu ce aveam în cap, habar n-am. Hello! Trebuie să vă zic, dacă nu v-am anunțat deja, că a trecut o săptămână de când m-am apucat de acest reading blog. O săptămână în care mă chinui cu idiotul și nu știu de când și până când am ajuns eu în stadiul ăsta, că știți că filozofia mea de viață este că viața e prea scurtă pentru a o irosi pe o carte care nu-ți place. Este prea scurtă viața mea. Este prea scurtă viața mea și totuși aleg să mi-o petrec chinuindu-mă cu această carte. Am terminat primul volum, care este sub voi, sub camera, adică, undeva la vreo 3-4 zile după ce am vorbit prima dată cu voi. Și, cu toate că la început m-a chinuit cumplit cu alea 50 de triliarde de personaje care săreau ca floricelele din toate direcțiile, așa, tuc, 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 până la urmă am reușit să le dau de cap. Și am reușit să mă prind de prinț și de caracterul lui și de interesul lui amoros și de episodul ăla cu cererea în căsătorie. Și după am intrat în mocirlă.
Mocirlă care nu se mai termină, care e doar o chinuială așa continuă și totuși eu sunt interesată, că de-aia mă chinui de o săptămână, să văd ce naiba se întâmplă, adică ajunge să se ducă către interesul lui amoros sau să se duce către ailaltă, că se pare că are și o variantă de rezervă. Deci, este, nu numai că este înfiorătoare cartea asta, romanul ăsta, că acum sunt la cartea a doua, capitolul 2, care este tot sub voi, sub camera, adică. Nu numai că este înfiorătoare romanul ăsta, dar nu știu dacă să-mi dau palme că încă mă chinui cu el, în varianta audio, să ne înțelegem, care pentru mine varianta audio e foarte simplă. Varianta audio, mă gândeam, având și 24 de ore, mă gândeam că-l termin, nu știu, oricum îl ascult mai repede decât pe normal, adică nu-l ascult la viteza normală, da? De vorbire, că abia citește tanti, aia, citește mai lent decât citesc eu. Dar trecem peste. Deci, odată că e varianta audio, îl ascult mai repede, la viteza 1,5, și tot mi se pare prea lent, și mă așteptam ca cele 24 de ore să le dau gata în 3 zile. Dar au fost momente în care pur și simplu nu vroiam să deschid telefonul să ascult audiobook-ul. La modul ăsta mi-e de greață, de toată mocirla aia care se întâmplă. A, primului volum i-am dat 2 stele. Da, i-am dat 2 stele, pentru că singurul lucru care mi s-a părut interesant din tot volumul a fost episodul cu cererea în căsătorie, care înțeleg. Și faptul că toată lumea îl consideră pe prinț un prost, dar el este de fapt un tip extrem de inteligent și doar pentru că acționează diferit, ceea ce cred că s-ar putea aplica și în societatea noastră, doar pentru că acționează diferit este considerat idiot. Doar pentru că nu se supune normelor sociale și acționează diferit, este mai rezervat în gândire și în exprimare în mod special, este considerat idiot. Ceea ce nu-i departe de adevăr și de ceea ce se întâmplă și în zilele noastre, adică 100 și ceva de ani mai târziu, de când a fost scrisă cartea asta, care a fost scrisă prin 1870, parcă, ceva de acolo, dacă mi-aduc eu bine aminte. Again, cărțile sunt sub voi, ca să-mi dau seama. Dar de când au fost scrise cărțile astea, de când a fost scrisă cartea asta și până acum, nu prea s-au schimbat multe lucruri. Adică dacă gândești diferit, ești idiot. Tipul nu e idiot deloc, e chiar foarte inteligent. Dar pentru că oamenii din jurul lui, de fapt, sunt idioți și nu reușesc să-l cuprindă, să-l înțeleagă, da, nu pot să-mi zic că îmi place cartea asta, așa că nu știu ce Dumnezeu, ce-i cumbiu ăsta. Nu pot să zic că îmi place cartea în mod deosebit. Nu pot să zic că este o mare revelație. Deși inițial când mi-au dat lacrimile, atunci când vorbeam cu voi la început și mi-au dat lacrimile, zic, bă, stai să vezi că n-am avut dreptate cu cartea asta, că m-am înșelat și am judecat-o greșit. Nu! Din contră! Da, este adevărat ceea ce vă zic și ziceam într-un clip, că este un material bun de studiu dacă, spre exemplu, ai răbdarea și capacitatea necesară și forța necesară să treci prin romanul ăsta, este un material bun de studiu ca să vezi tot felul de tipologii umane. De la oameni care înșală, la femei isterice, la bărbați indiferenți cu familia lor, de la șarlatani, la oameni interesați, la oameni de bună cuvință și așa mai departe. Paleta de personaje este foarte largă și, într-adevăr, dacă vrei să iei romanul ăsta, să-l studiezi din punct perspectiva asta, ai material foarte mult de studiu, deși la un moment dat mi se pare că absolut toate personajele sunt execrabile, din punct de vedere moral vorbind. Și da, poți să faci treaba asta, dar mă gândesc că în egală măsură există și alte romane în literatură care ar putea să te învețe treaba asta fără a te supune supliciului de a trece prin 50 de miliarde de personaje care personaje au nume schimbătoare, adică cel puțin pe Ganea, am numărat cel puțin vreo 10 porecle pentru Ganea. Ganca, Ganea, Ghica, nu știu, multe, multe, făcusem o listă la un moment dat, nu mai pot cu el. Este, așa,
Deci și faptul ăsta, și mai ales mă mai enervează o chestie la stilul de scriere, și anume că repetă numele personajului care vorbește sau care este în acțiune la fiecare sfârșit de propoziție, ca să se asigure. Deci este ca și cum ar fi scris un scriitor începător. Mie mi se pare scris de scriitor începător. În literatura contemporană, cel puțin, editorii n-ar mai permite chestia asta. Adică tot timpul, la fiecare sfârșit de propoziție, sfârșit de dialog, sfârșit de orice, se repetă numele personajului, ceea ce mai ales în varianta audio este extrem de enervant și te scoate din răbdări, așa. Deci, dacă n-am auzit cel puțin la episodul cu cererea în căsătorie, pentru cine știe și a citit cartea, n-am auzit Nastasia Filipovna de nu mai vreau să aud numele ăsta în viața vieții mele, și cred că orice femeie pe care o cheamă Anastasia, o să văd romanul ăsta și o să-mi vină să, nu știu, să fac ceva, știți, rău. Pentru că l-a repetat obsesiv de cel puțin 600 de ori. Deci, zic, numai în scena aia, care scena aia s-a prelins pe 6-7 capitole. Adică, e enervant. Știți? Și foarte multe scene din astea, adică acțiunea întreruptă de povestiri și scene din astea care mi se par inutile. Adică poate că ele undeva, în esența lor, au o utilitate, dar putem să trăim și fără ele. Adică am putea să avem o acțiune mult mai concisă și mult mai completă și mult mai amplă fără ele. Deci treci naibii odată la subiect. Mai am, cred că, 3/4 din cartea asta. Asta e mai scurt, volumul 2 e mai scurt. Practic mai am 5 ore și 45 de minute de ascultat din cartea asta. Nu știu când o să termin. Cred că până la finalul lunii nici nu o să apuc să termin cartea asta. Am început luni, așa zi e duminică. Și eu n-am citit, n-am ascultat nimic, că puteam să citesc altă carte, dar m-am ambiționat că dacă mă apuc de una din cărțile astea, din lista asta de 20, să mă țin numai de cartea aia, să nu mă mai intercalez cu altă carte și să o duc la capăt măcar. Și vă zic, iarăși, nu știu de ce n-am renunțat la ea, pentru că cu Ana Karenina, da, știu, Oleg Tolstoi, am dat de Zvârlita după primii 25% din primul volum. Adică nu știu dacă am parcurs 25% din primul volum. Cu aia chiar nu am putut, adică ăla e caz clinic de studiat la psihiatrie, nu, așa, ființa aia, personajul ăla. Dar cu ăsta nu știu de ce insist. Adică eu tot insist că poate să întâmple ceva. Sunt foarte multe capitole, sunt deja undeva la 20 de capitole în care nu s-a întâmplat mare lucru. A, ne spune că și-a luat averea, că a venit, că s-a dus, că s-a întâlnit, că s-au adunat, că nu știu ce, că criza de epilepsie, că nu știu ce. Dar sunt niște chestii irelevante raportat la acțiunea globală. Și te întinzi pe 20 de capitole, în loc să o scurtezi naibii într-un capitol. A, și încă un lucru care nu-mi place, stați că mi-am adus aminte acum, încă un lucru care nu-mi place, faptul că se face simțită prezența autorului și ne spune, cum v-am spus eu în paginile anterioare, așa cum vom vedea în capitolele viitoare, cum vom vedea noi mai târziu, cum cititorul a avut plăcerea să observe. Deci genul ăsta de observații îmi dă impresia că este autorul lângă mine și nu mai pot intra în poveste. Deci întotdeauna am avut problema asta, știi? Adică nu vreau să simt prezența autorului. Lasă-mă în pace, ieși din capul meu, știi? Lasă-mă în pace, spune-mi povestea și lasă-mă să intru în poveste. Nu se poate. Da, nu știu când s-a transformat. Am vrut să fac o mică intervenție, să vă anunț că, sau să-mi fac eu măcar așa ca o notă mentală cu clipulețul ăsta, să fac o notă mentală că a trecut o săptămână și am ajuns să țin o pledoarie în defavoarea lui Idiotul. Da. Știu că este un roman divinizat și că multă lume îl iubește și că este extraordinar, dar eu tot nu văd extraordinarul din el. Repet, genul de personaje ăsta, de personaje avare, perfide, interesate, meschine, imbecile, genul ăsta de personaje le găsești și în alte romane clasice sau chiar contemporane și le poți extrage învățăturile de acolo mai ușor și se întinde, e îmbâxit, este fix în bâxeala aia din literatura rusească pe care nu o suport eu, adică miroase totul a mucegai și a naftalină
și parcă simt că ar trebui să înceapă să ningă afară și sigur am nevoie de un shot de vodka. Eu nebând vodka, nu suport vodka. Poate și asta e un motiv pentru care nu reușesc să mă conectez la personaje, știți? Că nu, niciodată nu m-am îmbătat cu vodka și niciodată, nu știu, am băut... De două ori am încercat în viața asta să beau vodka și mi-a... Așa, dar mă rog, asta e alt subiect. Și... Nu știu, mi se... mi se pare așa... O tragere de timp, o chinuială din asta, o vânzoleală, o tentativă de a chinui personajele inutile. Dar le chinui, dar nu le chinui. Vreau altceva. Îmi vine să renunț pe de-o parte la cartea asta și tot timpul am avut senzația asta că renunț, dar zic, hai mă că poate ajunge acolo, hai mă că poate se întâlnește, hai mă că se întâmplă ceva, hai mă că ajungem la un deznodământ. Și trec 400 de pagini și încă n-am ajuns la niciun deznodământ. Kill me dacă vreți, I don't care. Nu mă interesează, dar mie nu-mi place. I-am dat 2 stele primei cărți și nu cred că a doua o să prindă mai mult de 2 stele. Nu cred. Dar e foarte posibil să vedem în funcție de cum decurge acțiunea. Poate o să fie ca... Nu știu, îmi imaginez și eu. Poate o să fie ca o telenovelă din asta idiotă latinoamericană. Știți că și alea erau întinse așa ca un cașcaval pe 600 de episoade și în ultimele 3 episoade îți vedeau toată acțiunea care trebuia să se întâmple. Știți, în ultimele 3 episoade se întâmpla totul. Și se împăcau și făceau copil și făceau nuntă și se iubeau și totul, 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 totul se întâmplă în 3 episoade, maxim, dacă nu chiar 2. E, cam așa, dacă s-ar putea, nu știu, poate mă surprinde. Deși nu îi prevăd un final feric. Dar țin minte că anul trecut am avertizat-o pe Loredana de la Ascult și citesc cu privire la Ana Karenina și îmi zice ea mie, hai mă, da, lasă, că nu, las că rezist, că nu e așa greu, că nu, hai mă, că... Da, și după aia când s-a apucat tot așa, cred că a ținut-o vreo 2 luni și ceva cu Ana Karenina, când mai termina Ana Karenina, și avea exact acele sentimente pe care le am eu acum cu Idiotul, deci, da, nu știu, asta este, cred că literatura rusească este o formă de tortură undercover, așa, știți? Mie așa mi s-a părut întotdeauna. A, și nu îmi vindeți pastila cu filozofia. Păi da, dar știi, filozofia de viață și filozofia personajelor și perspectiva și nu, e o mizerie. Just that. E o mizerie. Punct. Doar pentru că reflectă caracterul uman, mă rog, dacă e să mă întrebați pe mine, reflectă caracterul uman rus, diluat, că rușii sunt mult mai rău de atâta, așa, poate caracterul românesc, da, și de-aia înțeleg și conexiunea asta așa, atât de tare, atât de puternică a românilor cu scriitorii ruși, atunci se explică, dar așa, mulțumesc, deci nu văd nicio filozofie, eu pur și simplu o mizerie. Adică, din perspectiva mea, Idiotul, dacă ar fi fost mult mai compactat și mult mai, ca din perspectiva personajelor, și ar fi fost mult mai restrâns și acțiunea ar fi fost mai bine echilibrată și mult mai concisă, ar fi putut să echivaleze cu Ion, care cumva Ion, în literatura română, face cam același lucru ca Idiotul, adică reflectă niște personaje, niște trăsături de caracter, niște trăiri, niște momente deosebite din viața oamenilor și așa mai departe. Adică aș fi putut să faci o paralelă foarte bună între ele. Și în condițiile astea Ion mi se pare net superior. Adică mă iertați, dar este net superior. No. Stilul Rebreanu este... Este parfum pe lângă asta, nu, nici vorbă. Dar, da. Hai, gata, termin că dacă țin așa pentru că sunt foarte furioasă, pentru că am realizat, ieri am realizat că e sâmbătă și că eu n-am terminat nenorocirea asta de carte și zic, de ce n-am renunțat la ea dacă tot a trecut o săptămână și nu-mi place? Și cred că am înțânțat pe față. Da, l-am ucis. Tot... Nu-mi place, de ce n-am renunțat și totuși n-am terminat să o ascult. Pentru că nu-mi venea să ascult, n-am ascultat în fiecare zi, tocmai de-aia. Și chestia asta, again, chestia asta cu repetatul numelui personajelor și odată îi spune
două prenume, după aceea îi spune tot numele întreg, după aceea îi spune doar numele de familie, după aceea îi spune trei prenume, după aceea îi spune primul prenume și numele de familie, deci chestia asta, deci să vede că e scrisă la băutură, deci pe bune, cum casa mea a fost făcută la beție, că eu tot timpul asta am zis despre casa mea că a fost făcută la beție, că nimic n-a coincis. Nici ușile, nici ferestrele, nici tencuiala de aici cu aia din partea elaltă, nimic n-a coincis. Și am zis că casa asta a fost făcută la veție, deci tot timpul asta e discuția și discursul. Când vezi că e ceva aiurea, nu se pupă, două dimensiuni, nu se pupă, e clar că ei au fost beți când au făcut treaba asta, așa și romanul ăsta. Și având în vedere ce știm noi despre ruși, cred că am dreptate. Doamne ajută, poate reușesc să termin mâine. Mâine, nu știu, poi mâine, hai să mai dau două zile. Deci atâta mai dau, luni și marți. Dacă până marți seară n-am terminat cartea asta, renunț la ea. Nu mă interesează, gata. Hai să vedem ce se întâmplă. Revin cu raportul de marți. Că nu mai pot. Stai să vă arăt ceva. Stai așa să vă arăt ceva. Uitați-vă aici, audiență selectă. Uitați-vă ce audiență selectă și întinsă pe covor am eu. Da, facem proba la covor. Îl testăm să vedem dacă este bun, dacă ne place. Da, avem și șosetuțe, avem și prințul. Suntem în formație completă. Am zis două zile, nu? Parcă două zile, spusese. Da, două zile s-au făcut două săptămâni. Deci, prin urmare și așa, deci, fără deci, hai să vă povestesc care-i treaba cu acest reading log. Că din cauza fabulosului idiot s-a dus. Deci e... nu. M-am încăpățânat să termin idiotul și asta pentru că mi-am dat seama că este una din cărțile alea cult pe care toată lumea le pronunță și cumva dă bine să fi citit Dostoievski și nu știu ce, știți? Și în esență am vrut să văd și eu despre ce este vorba. Dezamăgire profundă, nu mi-a plăcut, am dat două stele și celui de-al doilea volum. Partea proastă este că audiobook-ul de care vă ziceam eu n-avea 24 de ore, ci 32 de ore și mi-a luat încă două săptămâni să-l termin și m-a băgat și într-un reading slump pentru că nu mi-a plăcut. Astăzi este 30 august, ca să știți, și pentru că m-a chinuit atât de tare și mi s-a părut atât de așa... mi-a luat două săptămâni să-l termin, timp în care n-am mai putut să pun mâna pe cărți, n-am vrut să văd cărții față ochi. Deci mi s-a făcut rău, efectiv. Efectul ăsta nu l-au mai avut cărți, așa, un efect așa profund nu au mai avut cărți de mult timp asupra mea, în sensul ăsta negativ, și din păcate mențin părerile de până acum. Acum, m-am uitat puțin peste material, peste ce am filmat până acum și mi-am dat seama că am fost un pic prea nervoasă și prea hăipuită în partea anterioară, când am venit cu update-ul, așa că luați-o și voi așa mai... Da, nu mă luați chiar în serios de tot așa, dar per total ați înțeles ideea. Multe personaje, multe mi s-au părut inutile, la un moment dat defectele astea de caracter se îmbină, se combină așa și pare că toată lumea este mânjită, pătată și că nu mai există niciun caracter cu bun simț sau care să fie din punct de vedere moral ok. Și în sine deznodământul n-a fost cine știe ce. Adică a fost totul. Știți? Da, am înțeles ce a vrut Dostoievski să facă cu chestia asta, dar îmi mențin părerea că a fost o carte scrisă la băutură, la beție, și că poate nu i-ar fi stricat un pic mai mult edit. Știți cum ce am numit noi în ziua de astăzi edit. Deci cu siguranță nu i-ar fi stricat un pic mai mult edit și poate comprimat așa, știți, să fie mai scurtuță. Da, am înțeles ideea, am înțeles hype-ul, înțeleg că este o carte cult pentru generațiile care poate n-au avut deschidere atât de mare către alte piese de literatură emblematice. Am înțeles că, da, pot să tragi niște concluzii de acolo, din cartea aia, dacă, nu știu, te regăsești în personaje sau dacă te regăsești în poveste. Principala chestie cu care am rămas eu de pe
urma acestei cărți este aia pe care v-am zis-o de la început, că dacă ești diferit, ești idiot. Asta e singura chestie și lucru pe care eu deja l învățasem pe pielea mea și în alte părți. Mă gândeam că dacă are aspectul ăsta, dacă are ideea asta cumva acolo inserată în acțiune, o să reușesc să relaționez mai mult cu personajele, o să reușesc să vorbesc mai mult cu ele, ca să zic așa, să mă înțeleg mai bine cu ele, dar n-a fost cazul. Nu, efectiv, nu mi-a plăcut și nu... Nu mi se pare că mi-am îmbogățit cultura sau cum m-a ajutat cu ceva în mod deosebit. Apoi, am terminat. Am încercat să mai ascult Unbroken, cum vă ziceam, în perioada asta și mi-am dat seama că nu-mi place. La fel, este vorba despre un personaj care, din punct de vedere moral, este o mizerie de om, dar pentru că contextul a fost de așa natură, pentru că s-a nimerit în perioada celui de-al doilea război mondial, a fost înrolat în armată și pentru că a trăit în America și puteai să fii cel mai mare nenorocit dacă ai ajuns în armata americană în al doilea război mondial, deja erai considerat erou. Dar în sine mie mi se pare că personajul a rămas, mă rog, cel puțin cât am citit eu din carte, a rămas din punct de vedere moral pătat și își continua obiceiurile proaste și nu pot. Ridicat ăsta în slăvi cu oameni care în sine nu merită, dar doar pentru că au profitat de o conjunctură, hai să-i ridicăm în slăvi, pe mine nu mă încălzește, știți? Nu mă încântă. Adică pentru mine și pentru, nu știu, dacă ești pătat moral, ești pătat moral. Nu mă interesează că după aia te-ai apucat tu și ai salvat niște cățeluși de la NEC și le-ai dat de mâncare și ai făcut mari. Știți? Nu șterge faptul că tu în rest ești un hoț nenorocit. Da? Ca să, așa, și am renunțat la cartea aia. Evident, i-am dat ăsta. Și ce am mai ascultat în perioada asta, sau am încercat să intercalez cu idiotul că poate mă ajută, a fost Glass Sword, volumul 2 din Regina Roșie, care și-a mers foarte, foarte prost. Țin să vă anunț de acum, dacă nu ați aflat deja, până apare clipul ăsta, că am avut o lună foarte proastă din punct de vedere al lecturilor, după cum se vede, niște lecturi pe care le-am... Lecturile pe care le-am dus la capăt au fost submediocre, iar alea pe care nu le-am dus la capăt, nu le-am dus la capăt că nu mi-au plăcut. Și Glass of Sword face parte din aceeași lectură submediocră. Mi s-a părut foarte slab romanul față de primul volum și, nu știu, a început să mă enerveze personajul principal, Mer. Și n-am mai avut răbdare cu cartea asta. Poate este și din cauza contextului în care am ascultat eu cartea, poate că nu trebuia să intercalez cu idiotul, poate că perioada asta, nefiind cea mai fericită perioadă din viața mea în momentul de față, poate că în prezent nu e momentul pentru ea, habar n-am, nu știu. Spuneți-mi dacă voi ați citit cartea asta și dacă v-a plăcut la fel de mult sau cel puțin mai mult decât mi-a plăcut mie. La fel de mult ca primul volum, voiam să zic. Așa. Dar nu, m-a plictisit. Nici nu mai aduc aminte mare lucru din carte. Ca să știți. Adică nici nu mai țin minte ce s-a mai întâmplat în cartea asta. Efectiv, a trecut pe lângă mine așa și semn că ori nu era momentul ei acum, ori că efectiv e foarte slabă. Și cu asta închidem reading vlog-ul. Evident că îmi doream să trec prin mai multe cărți, eram sigură că nu o să pot să le termin pe toate cele 13, dar măcar am mai eliberat de acolo, de la Currently Reading. Spuneți-mi dacă vă place ideea asta de a curăța Goodreads-ul meu de cărți începute și neterminate și poate încercăm și pe viitor. Nu știu, luna viitoare m-aș axa pe niște lecturi noi ca să-mi dea iarăși impulsul, pentru că m-au cam dezamăgit lecturile astea, după cum puteți să observa, și mi-au dat o stare așa destul de proastă și parcă aș vrea ceva nou, fresh, poate și termin niște cărți, Doamne ajută, nu știu, zic și eu. Dar, astăzi în fise, spuneți-mi voi ce ați citit în august, dacă ați dat de cărți bune, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut și așa mai departe, și dacă vreți să mai facem astfel de reading vlog, așa,
amplu pe o lună întreagă, pe care voi să-l vedeți cumva la final de lună, luna cealaltă, astfel încât să mai curăț și eu din curent reading-ul meu de la Goodreads. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!